Mergiamo, che aspettiamo di volta, lasciamo dobbiamo fare a loro questo. Adesso in continuare, dobbiamo costruire un po' orce penso. Ma noi siamo avuto di scoprire da capirlo, ci spone, da noi in caso se ne spone, ci spone, barbatole, dovresti già stare noi te cari problema da, finché ci sviazza a 7 zile, e dopo 7 zile, in stabilizza, vei venito con lo Spirito. Amicate in ascoltare, se ne ascolta, amicate in ascoltare. 7 zile ha venito, l'hai scelto con costruzione mia, dopo 7 zile la scelta spalle, mi sono prima lucrare, era scenello con me. Il sud-est. Il sud-est, la sud-est, mi era ostruzione a quella faccia da noi. Oh, Gesù si è svolto messo, ha peccato, da aveva le macchine a punti. Ha peccato contro l'uncio ziana, ci chiama non tenere stravinza la faccia. Ha stravinza le regioni con grazie, perché è andato a una giorno, che mi ha appoggiato e mi non ha cedato. Ha stravinza le regioni, oh, vente! Immediatamente, non si è ingannato. Ma vinto lì, e spazio che mi vuole vinto lì, mi faccio me vuole vinto lì. Alleluia! Io te ti aspettavo, ma non avete un mio senso di due le mie. Alleluia! No, primi due, ne cacito l'ora 5, 5 stagioni, di minaccia, voi ci aspettavi, da un minuto e 5 minuti, noi ti aspettavo di prenderci di questo. Alleluia, Marisa! Non venite questo, ne cacito, vivo a casa, ne lui. Nicio problema, ia continuăm și călătorim înainte, mergem înainte, ne rugăm, mergem la frați care știm că sunt proroci, sta de vorbă, ne-a vorbit Domnul, să stau liniștit că Domnul se va îndura din noi, într-o călătorie. Mă duc din nou la prorocul care ne-a vorbit cu 7 zile. Bărbatule, nu te îndoie de lucrarea care trebuie să-ți o dau. Vino în fața mea cu 7 zile. Iisuse, Doamne, amintate în ascultare, frate. Amintate în ascultare, zice ce vorbi Domnul. Îmi martă nevasta. Îmi martă fratele Nedu care el era cu noi. După 7 zile, unde plecăm? Nici gând, dar dacă Domnul așa a hotărât, plecăm în misiune la ora. Fost ai? Aici martă, eu, nevasta, eu și că nu vă rog. Și nevasta lui ce? Mă nu, știi Domnul, însă își vrea nu mai știu de atunci. Am intrat într-o biserică de 3.000 de persoane. Că este Iisus aici mi-a îndurat de mie să-mi dea Duhul Sfânt în biserica asta de 3.000 de persoane. Au trecut programul, au fost lucrări minunate. Nu s-a prins Domnul de mine. Mi-au invitat frații după program, ne-au luat niște frați și ne-au dus acasă. Frați care ne-au dus acasă să ne găzduiască. Am stăruit că frații au știut că mi-ai problema și din ce cauză venim. Și când am ajuns pe o stradă unde frații ne-au găzduit și au știut că suntem veniți de la Vara Mare și că noi sunt și proroci, imediat s-o umplut casa. S-o umplut casa de proroci, dintre care numai eu nu eram și soția mea. Deci, stăruim! După adunare, rugăciun până la ora 2 noapte. Până la ora 2 noapte, un frate va avea o vedenie, un frate bătrân, și o zis, nu vă mai necăjiți, că fratele nu primește Duhul Sfânt. De ce? Are un Duh puternic în el, cu un cap de leu, cel mai puternic Duh. Și aici trebuie cineva care să îl mustre. Trebuie cineva care are darul acesta să pună mâinile peste fratele ca să fie eliberat de acest lucru. Mare-i Dumnezeu! Nu se întâmplă nimic, eu te-am dorința mea să primesc Duhul Sfânt, să știu și eu plăb, asta o dorința mea. Toată viața am iubit lucrarea Duhului Sfânt. Țineți cont? Dormim. Ne duce la dormit, ne odihnim până dimineața la 8.
Dar noi eram tot în camera în care dormim, frații, surori și așa mai departe. Deja unde noi dormeam, cine ne-o găzui, deja în casă s-a umplut, frații. Casa era plină și tătul ruga pe persoana care era acasă, pe gazdă, să ne trezească, că trebuie să se roage, frații. Frații și surorile de acolo au zis, frații s-au culcat în ziua seara, la ora 2:30-3. Lăsați-mă să mai odimească și să vă scurat. Ne-am trezit, fraților, ne-am apucat, ne-am spălat și am intrat în stăruință. Am intrat în stăruință și ne-am rugat ceasul întreg. Și-o venit un frate, Domnul, eram în fața unei mese, pe fața unei mese stăruiam în casă. Și așa puternic, ce eram fără, așa de tare, că eram ca Daniel, scurus. Am prins masa aia de cele două picioare și masă mare, de mobilă, și am ridicat-o în sus. Auzi, Duhul ăla puternic care era în mine. Și s-a rugat prima dată, fratele era, și Duhul ăla m-a eliberat. Când m-a eliberat Duhul ăla, într-o secundă am primit Duhul Sfânt. Aleluia! S-a pogălit Duhul Sfânt peste mine și n-am mai știut în ce limbi să vorbesc. Și câte mi-a dat Domnul cum este scris. Și am vorbit și nu m-am mai putut opri și nu m-am putut opri nimeni. Și tot am vorbit din Duhul Sfânt, imediat după 10 minute de vorbit în limbi, am primit și tălmăcirea. Nevasta, fricoasă, ea de frică și de spaimă, cum a văzut ce s-a întâmplat cu mine, a primit și ea Duhul Sfânt atunci. Alor, fără să stăruiască. De mila mea, când a văzut că ce se întâmplă cu mine, a primit și ea Duhul Sfânt. Am eu rând trei, fraților.